Vlad Dracul, născut în anul 1392 sau 1394 în Transilvania și decedat în anul 1447 în Țara Românească. Vlad Dracul, cunoscut și sub numele de Vlad al II-lea, a fost domnul Țării Românești în perioada 1436-1442 și din 1443 până în 1447. Acesta este fiul domnului Țării Românești, Mircea cel Bătrân, și membru al familiei Basarabiei. Vlad Dracul a fost vasal al regelui Ungare și a avut rolul de comandant de frontieră, protejând comerțul și drumurile comerciale spre Țara Românească și Transilvania. În perioada 1431-1435, Vlad Dracul s-a stabilit la Sighișoara, unde a beneficiat de puteri din partea regelui Sigismund de Luxemburg, a luat măsuri împotriva cetăților răsculate și a emis monede noi, denumite ducați, care au circulat atât în Transilvania cât și în Țara Românească. Aceste monede erau marcate cu un vultur și un dragon, simbolul ale Ordinului Dragonului. Conflictul cu Imperiul Otoman. În anul 1444, Vladislav I al Ungariei a declarat război Imperiului Otoman și a condus bătălia de la Varna, împreună cu Iancu de Hunedoara, care a fost liderul Cruciadei. I-a cerut lui Vlad Țepeș să, lui Vlad Dracul să și îndeplinească jurământul de membru a Ordinului Dragonului și vasal al Ungariei, dar Vlad a refuzat. Deși papa l-a absolvit pe Vlad de jurământ, a cerut fiului său, Mircea, să participe la cruciadă. După înfrângerea de la Varna, Iancu de Hunedoara, care a scăpat cu greu, a fost capturat de oștenii lui Vlad Dracul, dar a fost eliberat. Conflictul dintre Iancu și Vlad a escaladat, iar Vlad și fiul său Mircea au fost asasinați în anul 1447, cu Mircea fiind, conform legendelor, îngropat de viu de boieri și negustorii din Târgoviște. Moștenitorii lui Vlad Dracul au fost cel puțin doi fii ai săi, Vlad Țepeș și Radu cel Frumos, la fel și Vlad Călugărul. După moartea sa, fiul său Vlad Țepeș a devenit cunoscut pentru domnia sa severă și metodele sale brutale, în timp ce Radu cel Frumos a fost important rival politic și aliat al Imperiului Otoman.